Bună seara, prieteni! Iată că ne aflăm acum la punctul de intrare pe breteaua de vest a centurii de ocolire a municipiului Bacău. O lucrare mult așteptată de sute de mii de băcăoani și nu numai. Nu aș vrea să fac o istorie a acestei lucrări. Aș vrea doar să vă reamintesc că timp de aproape 18 ani, niciun guvern care s-a perindat la conducerea țării nu a tratat în mod serios această lucrare. A fost o mică sclipire în anul 2015 și cu toții ne amintim de ziua păcălelilor când la sediul prefecturii s-a semnat contractul de execuție a acestei lucrări ample cu o firmă din Turcia. Faptele au demonstrat că a fost un fiasco total și după numai 2 ani statul român s-a văzut pus în situația de a rezilia această lucrare. Și când cu toții ne-am obișnuit cu ideea că vom avea în continuare un șantier abandonat, în anul 2018, la cârma Ministerului Transporturilor, vine un băcăoan. Băcăoanul despre care vă vorbesc și care se află lângă mine în această seară este domnul ministru Lucian Șova. Domnule ministru, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a filma chiar în zonă. Mulțumesc și eu pentru invitație, este o foarte importantă oportunitate. Domnul ministru, dumneavoastră v-ați implicat foarte mult în această lucrare. În martie 2019, practic, s-a început șantierul. Ne aflăm în seara zilei de 6 iunie 2020, la mai un an și ceva. Și ne aflăm pe breteaua de vest. S-a discutat mult, mulți au fost sceptici, s-a privit ca o lucrare de campanie. Este centura ocolitoare a noastră, a băcăoanilor. Da, eu ce să spun, niciodată n-am tratat acest obiectiv ca un obiectiv care ar trebui să contribuie la succesul politic al meu sau al organizației politice din care fac parte. Dar nici nu putem face abstracție de faptul că, totuși, dacă politicienilor le se reproșează uneori că unele așteptări ale publicului nu sunt îndeplinite, eu am ales, ca politician, atunci când am avut ocazia să semnez și am avut pixul în mână, să fac lucruri serioase la Ministerul Transporturilor, iar după aceea, tot ca politician, am ales să vorbesc și să susțin proiecte, cum este cel al centurii, cum este al autostrăzii 13, și să le aduc în atenția opiniei publice atunci când este nevoie, pentru ca și opinia publică să contribuie la susținerea implementării cu eficiență a unui astfel de proiect. Acest lucru se întâmplă și în legătură cu centura Bacău. Acest lucru a motivat și intervenția mea de ieri la adresa unui foarte important oficial din compania de drumuri, care ne-a anunțat foarte lejer că nu-și propune să deschidă traficul pe această arteră, care practic este ca și gata, o zi durează marcajul, doar o zi durează să fie marcați câțiva kilometri, 6 kilometri de șosea. Deci, cu susținerea opiniei publice și cu problemele aduse în atenție de către noi, politicienii care alegem să ne implicăm în aceste proiecte, ele vor înainta. Altfel, privim retrospectiv 20 de ani și vedem că sunt multe nerealizări și din vina politicienilor, dar și pentru că opinia publică a fost doar spectator și a fost doar victima a ceea ce s-a întâmplat. Domnul ministru, concret, ne aflăm acum la intrarea în municipiul Bacău dinspre Onești. Pe această bretea, care este gata în totalitate, mai sunt necesare doar marcajele, s-ar putea circula, să spunem, de săptămâna viitoare. Practic, dacă am ignora câteva lucrări adiacente, cum este vorba de terminarea unor grupuri sanitare în cele două parcări, imediat ce marcajele ar fi întinse, s-ar putea deschide traficul și sunt exemple de multe sau de unele obiective de infrastructură rutieră care au fost deschise traficului înainte ca toate lucrările adiacente să fi fost terminate. Însă vreau să fac și aici o precizare, pentru că puțini știu că până în 2018 a existat o reglementare, cea care practic avea rolul de a
pune de o manieră legală condițiile pentru ca un obiectiv să fie recepționat, reglementarea prevedea că nu poate fi recepționat un obiectiv contractat de către stat până nu este integral terminat. Eu în 2018 la Ministerul Transporturilor am ajuns la concluzia că totuși, mai ales în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, trebuie să accelerăm lucrurile de așa manieră încât să nu așteptăm până se pune ultima clanță la un WC-ul într-o parcare pe o autostradă și dacă infrastructura este complet gata la standardele contractate, sistemul rutier, cel de siguranță rutieră, este complet terminat, obiectivul să poată fi deschis. Ceea ce cred că directorul barbier nu știa și este foarte grav să nu fi știut că un obiectiv poate fi recepționat și parțial, pentru că în răspunsul pe care l-a dat el unor întrebări lansate de un grup care susține centura Bacăului pe Facebook, a spus că nu se poate recepționa decât în ansamblul său. Am scris de asemenea că practic centura Bacău este construită, este concepută din trei obiective. Unul dintre aceste obiective este latura de vest, cea pe care ne aflăm acum și care va fi terminată înainte de sfârșitul acestei luni, sunt sigur, chiar și cu obiectivele adiacente, astfel încât să fie deschisă traficului înainte de 1 iulie. Însă constructorul, pentru că nu putem să nu evidențiem calitatea constructorului și eforturile pe care le-au făcut muncitorii de la Spedition UMB și în perioada de pandemie, pentru că aceste obiective și tot șantierul să avanseze. Ei, în aceste condiții, când constructorul aude de la cel mai înalt oficial cu care are el contractul că nu prea se grăbește sau nu se grăbește deloc cu recepția, păi își dimensionează și el eforturile de o manieră care să-i optimizeze activitatea. Mie cel mai frică îmi este de acest lucru, ca după vizita și discuția și afirmațiile făcute de domnul barbier, constructorul să nu înțeleagă că va trebui să păzească în continuare, să întrețină în continuare acest obiectiv gata încă vreun an până va fi gata cu totul. Pentru că nu este corect. Dacă este gata, statul trebuie să-l recepționeze și să înceapă să-l întrețină și sigur să-l dea în exploatare în beneficiul cetățenilor care așteaptă această inaugurare. Adică un director din Compania Națională de Infrastructură Rutieră poate să contrazică un ministru trecând peste faptul că nu cunoaște ultimele modificări legislative. Pentru că mi-amintesc că la ultima vizită a ministrului Bode în zonă, chiar și domnul ministru Bode a dat garanții că imediat după ce această lucrare va fi finalizată și se vor putea împlini toate calitățile unui trafic în siguranță, ea va fi deschisă în bun. Eu cred că a fost, de fapt, așa cum cred că este în general acest director și nu un director, că sunt vreo 20, este cel mai important director din companie, este directorul executiv, deci cel care are în atribuții tocmai implementarea construcțiilor, nu-i directorul general care are o funcție de reprezentare. Eu cred că este doar ignorant și extrem de superficial, îmi pare rău să spun acest lucru, dar după o vizită la Bacău, pe așa un șantier, să înțelegem cu toții atât de puțin sau atât de grav, să înțelegem că dumnealui știe că nu se poate deschide traficul pe acest segment, nu poate să rămână nesancționat. Și mai am aici de spus un lucru fără a politiza. Atenția pe care o acordă acestui obiectiv și prefectura și ministerul ar fi trebuit să se concretizeze și în corectarea de îndată a afirmațiilor pe care le-a făcut directorul barbier. Aș fi așteptat ca și din partea prefecturii să apară imediat precizări în acest sens, să apară solicitarea de precizări din partea companiei, a directorului și chiar a ministrului, pentru că am văzut că există preocupare politică.
Dar nu pot să nu spun că totuși am senzația că este făcută de o manieră superficială. Aceste șantiere trebuie tratate și de politicieni și de responsabili administrativi cu foarte mare seriozitate. Doar cine nu și-a zugrăvit măcar o bucătărie odată, nu știe cât este totuși de complicat să îndeplinești toate condiționalitățile pentru ca o lucrare de construcții, și mă refer aici la zugrăveala unei bucătării, cât poate fi de complicat. Pentru că, în esență, construcția unei centuri, a unei autostrăzi, practic se confruntă cu aceleași probleme cu care ne confruntăm fiecare dintre noi acasă când avem de zugrăvit apartamentul. Pentru că sunt probleme legate de calitatea resursei umane, de competența resursei umane, de aprovizionare, de calitatea materialelor, de timpul de lucru. Numai cine a terminat de zugrăvit un apartament la data când i-au promis zugravii că o fac, să spună că chiar se poate termina o lucrare milimetric, așa cum poate se termină, nu știu, o operație în domeniul medical. Dragi băcăuani, ca să înțelegeți despre ce este vorba, cu toții cunoașteți aglomerația de la Orele de Vârf, din zona Narcisa până la fostul Pod de Fier. Tot traficul rutier și mai ales traficul greu care vine din zona de vest a țării și se duce prin zona de sud, trece prin această zonă. Darea în exploatare a acestei bretele ar reduce cu cel puțin 25% greșelile. Asta este marea mea. Cu cel puțin 25% acest trafic. Bacăul este un oraș sufocat, un oraș poluat fonic. Iar darea în exploatare, deci avem cadrul legal modificat în anul 2018, care permite recepția parțială, ar duce la descongestionarea traficului rutier, la problemele, iar problemele care se regăsesc în fiecare zi, pe care noi le suportăm în trafic, în cozi interminabile la semafoare, s-ar reduce substanțial. Vreau să mai risipesc niște îngrijorări pe care le-am observat în comentariile de pe Facebook. Se aduc reproșuri acestui proiect că el nu este un cerc în jurul Bacăului. Se aduc reproșuri că această bretea nu este la profil de autostradă. Vreau să fac câteva precizări foarte clare, profitând de această oportunitate pe care mi-o dați. Autostradă pe centura Bacăului, întregul obiectiv, este segmentul care va fi cuprins în autostrada care va lega București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani. Toate celelalte lucrări sunt drumuri de legătură care vor converge, care deja converg către această autostradă, autostrada A7, acest număr îl are în master plan. Aceste drumuri de legătură sunt la profil de drum național și o spun științific să înțeleagă oamenii. Nu are rost ca o bucată de drum să fie făcută la profil de autostradă dacă el vine de pe un drum național care are o anumită capacitate de trafic. Capacitatea de a prelua traficul de pe acest drum, a acestei segment de centură, nu va perturba cu nimic desfășurarea traficului. El se va vărsa în șoseaua care va fi peste puțin timp, sper eu, autostrada A7, care va prelua traficul din toată Moldova. Descongestionarea traficului în municipiul Bacău este făcută de această latură de vest pentru toți cei care au de mers în centrul orașului, în zona de nord a orașului și chiar în zona de sud, poate până la nivelul aeroportului, pentru că este un drum fluent, nu sunt localități, nu sunt alte impedimente să se circule cu viteza proiectată pentru acest drum, astfel încât timpii de parcurgere vor fi foarte reduși și vom putea ajunge toți cei care locuim în vestul orașului și în nordul său să ajungem repede acasă. De asemenea, și facilitățile industriale din această zonă vor fi deservite foarte eficient. Însă, științific, o repet și mi-asum, chiar cu riscul poate ca unii să pară deranjați sau să fie deranjați, a fost proiectată corect. Și mai e încă un lucru. Poate o să observați că avem indicator de Piatra Neamț-Culmea pe direcția spre București.
Da, pentru că atunci când va fi gata întreaga centură, cel mai ușor de ajuns spre Piatra Neamț va fi de a circula și de a ocoli Bacăul de la vest la sud și apoi către est și nord. Și se va ajunge și la Piatra Neamț mai repede decât să o luăm pe scurtătură prin oraș. Și foarte important, traficul din oraș va fi descongestionat chiar și în legătură cu mașinile care vor veni de la Onești și vor avea de mers la Piatra Neamț. Chiar dacă pe aici, pe unde noi băcăoani știm în mod tradițional că se merge de la Onești pe Piatra Neamț, sunt doar câțiva kilometri, sigur se va ajunge mai repede folosind centura, chiar dacă sunt 10 km în plus. Domnule ministru, am să vă pun o întrebare cât se poate de directă. Considerați că domnul director Barberu blochează, practic, darea în exploatare a acestei bretele doar din lipsa necunoașterii actualului cadru legal sau ar mai fi și alte motive? Nici nu vreau să mă gândesc la vreo componentă politică. Am văzut că sunt comentarii în sensul că PNL, care guvernează astăzi România, n-ar dori să se deschidă centura într-o perioadă premergătoare electorală. Nu pot să cred acest lucru, nu mi-asum astfel de idee. Sunt sigur că directorul Barbier, superficial fiind, suficient și slab pregătit, a făcut afirmațiile pe care le-a făcut, pe care noi sigur ne grăbim să le corectăm și asigur pe toți cei care ne ascultă, ne privesc, că voi face toate demersurile în limita competențelor pe care le am și am destule ca parlamentar de județul Bacău, ca membru în Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților, desigur că a fost ministru, pentru că vocea mea are o anumită influență în plan administrativ în domeniul transporturilor rutiere și sigur am și anumite responsabilități și politice și de ordin moral să mă manifest corect în raport cu aceste subiecte. Îi asigur pe toți că nu ne va încurca domnul Barbier, fie că există motive politice ascunse, fie că nu există astfel de motive. Ba mai mult decât atât, sunt sigur că avem capacitatea, eu împreună cu colegii mei, să promovăm în mod eficient și proiectul autostrăzii Bacău-Brașov, autostrada A13. Este un proiect demarat tot în mandatul meu, care a înregistrat succese, este un proiect care n-are cum să mai fie întors din drum, mai ales că are și susținerea experților europeni și, de fapt, susținerea realității. Autostrada A13 este ca legea gravitației. Nici o lege făcută de oameni nu-l va putea combate. Dragii noștri urmăritori, după 30 de ani, se pare că Bacăul are un vis împlinit. Avem o centură ocolitoare. Acum, breteaua de vest este finalizată în totalitate. Suntem convinși că nu sunt necesare mai mult de câteva zile pentru refacerea marcajelor rutiere, deci se poate da în exploatare. Rămâne la latitudinea noastră, ca noi, să facem presiune asupra autorităților ca să realizeze faptul că noi avem nevoie de această bretea, această bretea de vest, pentru a descongestiona traficul care vine din partea de vest a țării și merge către sudul țării. Pentru un aer mai curat, pentru un trafic mai lejer, pentru confortul nostru, trebuie să ne mobilizăm astfel încât autoritățile să realizeze că centura Bacăului este centura noastră. Nu este nici centura Partidului Social Democrat, nici centura Partidului Național Liberal. Iar băcăoanii au dreptul la un trai decent. Mai am de adăugat, vă rog, ceva. Vă rog, ați vorbit mult despre un vis. Deja centura Bacău este o realitate. Eu spun de câte ori am ocazia că îmi urmez visul împreună cu colegii mei, acela de a pune la punct și de a implementa planul de țară pe care noi îl avem pentru Bacău ca municipiu și ca județ. Bacăul trebuie până la urmă să aibă un destin bine concretizat pe care noi politicienii să-l definim și cu susținerea cetățenilor să îl și implementăm. Eu văd Bacăul ca centru logistic
principal în regiunea Moldova. Avem aeroportul cel mai bine dezvoltat din toată regiunea, cu cea mai lungă pistă, cu cea mai solidă pistă pe care vor putea ateriza avioanele cele mai mari construite astăzi în lume, atât în domeniul militar cât și în domeniul civil. Vom avea centura, va fi autostrada A7. În 2022, la mijlocul lui 2022, ar trebui să se scoată la licitație lucrările de construcție ale autostrăzii Bacău-Brașov și atunci Bacăul va fi locul în care logistica, depozitele, facilitățile industriale de transport își vor găsi cel mai bine locul pentru a deservi întreaga provincie. Acesta este visul meu, Bacăul, centrul logistic al regiunii Moldova. Domnul ministru, mi-ați ridicat un minge la fileu. Ați vorbit despre aeroportul internațional George Enescu. Cunoaștem că acum se lucrează la extinderea pistei. La repararea, reconstrucția pistei. Reconstrucția pistei. Aș vrea să vă arunc o provocare. Când aveți disponibilitatea să mergem tot așa în zona șantierului să vedem care este stadiul lucrărilor? Pentru că sunt puncte, sunt lucrări de investiții pe care interesează pe băcăuani. Așa cum am spus, o infrastructură solidă, un aeroport internațional ne aduce investitori, se creează locuri de muncă, ceea ce inevitabil duce la ridicarea nivelului de trai al nostru, al băcăuanilor. Oricând sunt dispus să merg, am tot interesul să merg, merg de câte ori este necesar și la acest obiectiv. Vreau să vă spun că și în legătură cu aeroportul, în ultimii ani am înregistrat succese notabile care n-ar trebui să fie combătute pe ideea că doar vorbim despre ele pentru a face capital politic. Totuși, construcția terminalului a fost începută cu resurse financiare interne de la Consiliul Județean, cu un credit. Am reușit, cât am fost ministru al transporturilor, să transfer obiectivul și să semnăm contract pe fonduri europene, astfel că banii cheltuiți de Consiliul Județean au fost primiți înapoi și creditul a fost rambursat, iar pista de asemenea în mandatul meu a fost semnată pentru finanțare pe fonduri europene, s-a făcut licitația și lucrează acum un constructor la fel de serios ca și cel băcăuan care lucrează pe centură și știu acest lucru pentru că este un constructor spaniol cu care am avut de a face la Ministerul Transporturilor și care și-a îndeplinit obligațiile asumate contractual în domeniul infrastructurii. Este un constructor care lucrează și în domeniul feroviar, a lucrat și în domeniul rutier la construcție de autostrăzi, a făcut câteva segmente din autostrada Soarelui, din autostrada care înconjoară municipiul Constanța. Deci, și aici avem parte de un constructor bun. Și vă spun și care este secretul. Am avut grijă, atât cât am fost la Ministerul Transporturilor și cât am putut să discut și cu colegii mei de la aeroport și de la Consiliul Județean, să fie făcute caiete de sarcini serioase, caiete de sarcini cinstite, care să detașeze un constructor serios. Dacă pot să spun câteva cuvinte legate de ceea ce ați afirmat în legătură cu turcii. Nu numai în legătură cu turcii care au câștigat prima dată licitația pentru această centură. Multe șantiere din România, toate șantierele care stau din cauza unor constructori care au câștigat licitații cu niște caiete de sarcini dubioase, cu sume subdimensionate, care au condus practic la oferte subdimensionate din partea lor și care nu pot fi duse la capăt acum pentru că între timp au mai evoluat și prețurile, dar cei mai mulți dintre ei și marea majoritate totuși sunt constructori străini, din păcate, și au dorit cu orice preț să câștige contractul fără a se mai gândi că îl vor și face. Dragii noștri, haideți să spargem mitul care de 30 de ani ne îmbolnăvește. Oamenii politici care fac, nu spun că fac, și își fac campanie electorală. Oameni politici care nu fac, nu spun pentru că nu fac. Vă place sau nu, Lucian Șova este ministrul care și-a legat numele de cel puțin două mari proiecte pe care noi băcăuanii, de care noi băcăuanii beneficiem. Aeroportul Internațional George Enescu și uitați aici centura ocuritoare a Bacăului. Și autostrada A13 și autostrada pe care nu o voi lăsa nefăcută până mă vor ține puterile. Noi l-am avut invitat pe fostul ministru al transporturilor, băcăuanul Lucian Șova. Nu în calitate de membru al Partidului Social Democrat,
nu în calitate de opozant al Partidului Național Liberal, ci în calitate de băcăvan. Un băcăvan care a făcut ceva pentru noi. Iar noi avem obligația să susținem toate aceste investiții. Avem o bretea, trebuie să facem presiune ca să circulăm pe ea. Vom avea o centură, trebuie să facem presiune să circulăm pe ea. Vrem autostrada A13, trebuie să facem presiune. Că numai așa, vedeți, lucrurile se mișcă în România. Ori ai un băcăvan la Ministerul Transporturilor, ori suntem uniți. Căci astfel, Moldova, vedeți cum este, este cam în urma tuturor celor două, trei provincii istorice românești. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați avut disponibilitatea de a veni în această seară de sâmbătă aici, în zona centurii ocolitoare a Bacăului. Noi o să vă mai deranjăm, să niciodată mai deranjăm. Mergem și la aeroport, pentru că noi în continuare căutăm să reliefăm în mod obiectiv activitatea oamenilor care își leagă destinul de destinul orașului. Eu cred chiar că este foarte necesar să am ocazia să vorbesc cetățenilor și să mă audă cât mai mulți și să aibă o prezumție de bună credință despre aceste proiecte care sunt foarte bine fundamentate și care au nevoie însă și de susținere publică. Pentru că nu se poate, eu nu cred că e un specific românesc, susținerea publică în legătură cu un proiect care să schimbe destinele unei regiuni, ale unui oraș, ale unui județ, este absolut necesară. Nu se pot face doar din laborator, iar dacă lăsăm ca lucrurile să fie făcute doar din birouri, vom păți așa cum am pățit în aceste zile cu domnul Barbier. Domnule, noi încă o dată vă mulțumim pentru amabilitate și deschiderea de care dumneavoastră ați dat dovadă. Eu împreună cu colegul meu vom merge să filmăm pe breteaua de vest ca să vedeți și dumneavoastră că se poate circula. Baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin.